Vă salut, prieteni, din nou. Timpul cam urât, cam bate vântul un pic. Am venit aici așa, la pescuit, la bărci aici așa. Vede bărcile acolo așa. Vezi, se vede bărcile. Sunt supărat că nu mă mai las acolo pe pontonul ăla. Sunt foarte supărat că s-a unit toți cu ăștia de la primărie din cauza mea, nu știu ce le-am făcut. Atâta ură pe lume, de sună mereu la gardă. Nu știu de ce are atâta dușmănie pe mine și să țină de ei care o avea dușmănie pe mine, că eu nu am pe nimeni. Să le dea Dumnezeu după suflet și mie la fel. Eu nu am dușmănie pe nimeni, chiar nu pic, ori pică pe nimeni de aici și așa, dar am spus la toată lumea unde e balta și din cauza că am spus la toată lumea, nu mai am eu loc. Bine faci, belea scapeți. Asta este numai vina mea, pentru că dacă m-am spus aici și așa, trebuia să spun că mereu unde e balta, unde e balta, unde e balta, unde e balta. Și am spus unde e balta. Și ăștia-i noștri, la noi din țară, ai noștri, pe lasă pe bărcile alea acolo, cutii de conservă, bea, vorbește urât, nu poate să treacă lumea pe podulețul ăla de ei, că lumea vine de aici să facă poze, să aia. Și normal că a sunat și s-a făcut, la primărie aici așa, s-a făcut un consiliu de ăla, am sunat astăzi de dimineață, cred că dacă n-am vorbit cu vreo 10-15 femei. Mă pasa de la una la alta ca pe minge, ca la fotbal. I-am spus că sunt autonom, că am autorizație, SRL-ul, cum e la noi, SRL-ul, societate, că nu poți să faci YouTube dacă nu ai SRL-ul. Am licență de pește, am tot ce vreți voi, vă dau tot ce vreți voi. Ce a făcut ei acolo, așa că gata, mi-a luat maul și de-aia sunt supărat. Dar eu prin pește oriunde, nu contează de timp, de anotimp și orice apă. Că e sălbatică, că nu e sălbatică, că e canal, că e baltă, eu tot prin pește. Tot prin pește. Și astăzi să fie de capul lor, prieteni, să ne vedem de alii noastre, de pescuitul nostru. Astăzi pescuiesc, i-am pus un fir de 0,14. Vezi, mi-a făcut o linie nouă. Am pus un cârlig de 10. La pluta de pe un. Bățul de 3 metri. Astăzi pescuiesc porumb, vedeți? Porumb. Se vede, nu? Porumb. Și am făcut și pâine cu colorant alimentar. Încerc și la porumb, încerc și la pâine. Rămâneți cu mine, prieteni, un spectacol frumos, așa cum v-am obișnuit, ca de fiecare dată, marca Fishing Canot. Că e pe partea aia, că e pe partea asta, dar acolo și-a mie convenea că se vedea pluta și vedeați voi pluta ca lumea. Aici e curent, mai o bâțe, mai o aia, acolo și-a în stuful ăla, acolo și-a, e pontonul ăla și pe urmă stuf. Și nu duce curentul de aici, că aici e lat, aici e apa un metru, ia uitați cât e apa aici așa. Ia uitați cât e apa. Ia uitați. Un metru 20, un metru de aici, de la mâna mea, și până aici, cam un metru 30, un metru 40, aproape de un metru jumate. Acolo era apa 70-80 de centimetri, era apa caldă, acum e fiind prohibiție, el vine acolo să depună icrile, ăștia nu știe. Și am învățat pe mulți și pe urmă, să le dea Dumnezeu sănătate. Și fericire la toți, eu nu por pică pe nimeni, nu știu ce are cu mine, cred că tot românii noștri mi-au făcut vreo manevră pe aici așa. Cred că tot dușmani, să fie de ei. Rămâneți cu mine, un spectacol frumos. S-a săltat. Cotolan frumos. Cărăsoi. Prima piesă, prietenași.
un caras. Al doilea prieten. Ce caraș frumos. De primăvară. Haydi, haydi. Tot caras. A treia palașcă. Ce frumos o saltă în sus. Caras. Haide. Da. Ah, ce frumos a saltat-o. Cui? Caras. Carasui. Carasoi, prieteni. Caraço. Al cincelea, prieteni. Frumos. O, ce bătăiosi. Forțos. Haide-o, haide-o. Da. Băi. Băi. La fund. Ciocanul. Ciocanelul. Haide cu baghiul ăsta aici. Frumos. Ciortanu. A dus agheul la fund cu ea.
mamă, ciu. Am eu. Gata. Asta e mai frumos, prieten. Asta e mai barosan. Iba. Ce periculos e. Pericol. Asta e mai barosan. Tatu, mititel. Eba. Mititel ciortanel. Ciortanaș. Da, forță în el, forță. Da. Ciortan. Ai, că s-a agățat. Da. E complicat aici. E complicat, mi-am făcut locul ăsta, gaura asta aici, că era stuf. Dar e complicat aici, mă încurc aici, așa. Mă încurcă. Ciortanelul. Hai, mă, fă-le cu ochiul la prietenii noștri. Așa. Vedeți, dă un pic de gură, hop. Hop. Frumos. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. Eu zic că am făcut o partidă frumoasă. Sper că vă place ceea ce fac. Sunt supărat că nu mai dau acolo așa. Bine, supărat sunt că am mai spus și la început, când am început video, că se vedea bine pluta în cameră. Bine, că și aici se vede. Acolo nu era curentul mare. Stătea pluta fix acolo, pe puntul ăla. Și asta mă bucura pe mine. Dar nu că nu aș prinde pește. Orice baltă. Unde-i pește, dacă e pește în baltă, dacă nu e pește în baltă și e numai noroi și apă, n-ai cum să prinzi. Mai vă arăt și la final, vedeți, am pescuit, am luat vreo 2 ciortani și 2 caraș, mi se pare, la porumb și restul la pâine, cu colorant alimentar, momeala mea preferată, îmi vine numai vorbe în gură, spaniole de-astea și mulți mă corectați. Vă mulțumesc frumos că mă corectați. Știu să vorbesc limba română. Alții mă face că țiganul e tot țigan. Crede el ce vrea. Îl pup. Cam atâta, prieteni, pentru astăzi. Nu uitați, vă rog, de aici, din inimă, like. Astea mă ajută pe mine, like-urile. Până data viitoare, toate cele bune. Fire întinse la toți pescarii. Vă pup. I love you.